Mă lasă creierul. Instrucțiunile! Unde sunt instrucțiunile? De ce nu știți că sunt și electricianul? 10 hours later. Muștăți. Aoleu, aoleu, ce expoziție de plăcere și de frumusețe și de scumpițe în iaghiță și de băbuțe frumoase. Uite și de ce De butică, de butică, de butică. Așa, anul trecut pe vremea asta eram cheală pe aici. E așa, anul trecut pe vremea asta eram cheală. Eram cheală. Puiul frumos. Salutare, lume bună și frumoasă, și bine ați venit la Nicmas! Yes, Nicmas 2022! Pentru că am decis împreună cu voi pe Instagram și pe YouTube, acolo la comunitate, că nu îi vom spune Vlogmas anul ăsta, îi vom spune Nicmas. De ce Nicmas? De la mine, de la Moș Nicolae, de la... nu știu, mi s-a părut mie că e mai personal și v-a surâs și vouă ideea, v-am întrebat dacă vă place ideea de a spune Nicmas în loc de Vlogmas, pentru că se poartă să fie cumva modificat titlul de Vlogmas și se pare că ați zis și voi că este o idee bună și în consecință facem așa. Și tocmai mi-am adus aminte că am mascara pe nas. Bârbă. Mai este? Mai este. Nu știu. Nu văd. Este o zi magică de noiembrie, că eu când filmez încă este noiembrie, pentru că trebuie să fac un pic în avans ceva, o să vă povestesc imediat și este atât de urât și atât de mohorât, a plouat toată noaptea, e urât. Sper ca pe 1 decembrie când vedeți voi acest Nicmas, prima zi din Nicmas și când veți vedea acest vlog, să fie o zi mai frumoasă și să aveți parte de un 1 decembrie minunat. Apropo de asta, la mulți ani! La mulți ani tuturor românilor, de peste tot, de oriunde sunteți voi în lumea asta. Vă pup și vă îmbrățișez pe toți și dacă nu vă uitați. Și, da, sper să aveți o zi mai frumoasă decât este azi la mine, pentru că este urât și este... Așa, eu astăzi am foarte multe planuri și am zis că e numai bine să filmez și să încep Nicmasul cu acest vlog și să vă arăt și vouă ce fac astăzi, în ciuda întunericii mii, că dacă mă dau aia așa, nu mă mai vedeți, da? Mă vedeți cu mai mulți purici decât aș vrea eu să am în viața asta. Prin urmare, stăm aici băgate în geam și, da, am ca asistentă o domnișoară care de astăzi, de la ora 9 și un pic, acolo stă. De la ora 9, uitați-o. Acolo e. Deci a dormit puțin în pat, s-a mutat pe scaunul de la birou și după aceea s-a mutat jos pentru că i s-a părut că e prea cald. La un moment dat chiar dormea cu nasul în covor. Era foarte simpatică, cum dormea cu nasul băgat așa în covor, cum e covorul ăla pufos, dormea cu nasul în covor și mi s-a părut super simpatică. Dar, da, este asistenta mea și o luăm și pe ea la întrebări așa, pentru că mă uitam recent pe Vlogmasul de anul trecut și am văzut că în perioada asta, fix în perioada asta, ea era operată, îi făcusem sterilizarea, castrarea. Așa, și avea burtica epilată sărăcuța și avea bubiță și era cam, era așa, cam supărăcică. Dar a trecut perioada și de atunci am evoluat mult și am crescut mult și ne-am făcut mare. Pe vremea aia avea vreo 6 luni și puțin, avea trecuse de limita de 6 luni ca să pot să operez și acum este dita mai calu, că e cât un cal și o grasă. Dar înainte de asta... eu sunt în bustieră și asta pentru că vreau să vă arăt ce cadou am primit eu de la prima oră, așa, de dimineață, și vreau să-l iau pe mine, nu, dacă se presupune luat pe mine și am zis să iau bustiera asta înainte de toate. Dar hai să vă arăt outfit-ul meu magic. Stați așa, cred că trebuie să aprind lumina, că nu putem. Rău, rău, și cu lumină și fără, foarte rău. Da, asta este, știți cum e, decembrie la noi,
stați să nu o calc pe mâță și să vă arăt ce outfit de excepție am. Prin urmare și așa de, sunt superbă, știu, combinație absolut letală, mortală, nici nu ați mai văzut așa ceva, nici nu o să mai vedeți și este ceva ce știu că v-ați dorit în viața asta, dar nu o să puteți obține niciodată. Deci asemenea outfit nu se găsește, da? Deci colanții mei de toată ziua. Nu că aș fi făcut sport, că am făcut duș mai devreme, nu, n-am făcut sport, ci pur și simplu o să mă apuc de niște chestii și vreau să am ceva super atletic pe mine care să nu mă încurce. O să vedeți imediat de ce le apucăm. Da, însă este tot la datorie acolo. Bun, apoi, am așa, am bustiera mea de încredere, asta de la Decathlon. Doamne, deci sunt geniale bustierele astea, mai ales dacă săriți coarda, dacă alergați, deci sunt divine. Te cam strâng, mai ales în anumite perioade ale lunii, când... Știți voi, se întâmplă niște lucruri, strâng puțin, dar așa, în general, sunt divine bustierele astea și cred că sunt, nu știu, cei mai buni câțiva zeci de lei pe care i-am dat pe o piesă de îmbrăcăminte, deci sunt absolut fenomenale, n-aș putea să trăiesc fără bustierele astea, vă jur. Le port nu numai când fac sport, le port când fac foarte multe chestii și... fizice, așa, nu știu dacă fac ceva prin curte sau whatever, pentru că sunt foarte, foarte bune. Și am și acest plover magic de care nu mă despart și o să mă... Țineți-vă bine că tot vlogmesul ăsta o să mă vedeți cu ăsta pe mine, deci nu vreau să aud comentarii că nu-i mai ieși din plover. Nu, nu mai ies, nu o să ies din el deloc. Așa, dar la piese de resistance, ce credeți că sunt? Adică, în caz că nu v-ați prins... Take a... prin plan. Da? Deci, în cazul în care nu vă era... Ce-am zis eu în antiholul meu? Ce-am zis? Am zis ceva de papuși, de... A? Nu i-am cumpărat eu, i-am primit, pentru că cineva s-a gândit să-mi facă cadou, fiindcă am nevoie și sunt... N-o sunt botoși, sunt ghetuțe din alea, sunt cizmălițe, deci sunt absolut fenomenale. Bine, sunt adorabile, adică să nu ne înțelegem, apreciez, sunt adorabili. Da, mi se părea că am depășit vârsta. Ei, persoana în cauza că am considerat că nu, n-am depășit vârsta, prin urmare să-mi văd de treabă și să iau... mai dau niște purici, stai să vă mai dau niște purici, că parcă așa... așa... A, și acum constat că mi-am lăsat prosopul la uscat pe televizor. Magic, ce vreți, content de calitate. Da, deci... Prima piesă sunt acești botoși, sunt absolut minunați, mă simt cu ei în picioare și în costumația asta mă simt ca într-o din aia, cum îi zice, mă lasă creierul. Stați așa că nu mi-am băut cafeaua, eu am făcut cafeaua aia și v-am arătat că n-am băut-o, trebuie să iau două guri ca să revin. Cum îi zice, mă? Casetele alea video, antrenamentele lui Jane Fonda, exact așa mă simt. Deci, ziceți voi că nu sunt de acolo. E, fix de acolo vin. Hai, nu mai fiți așa invidioși, gata, gata, nu vă mai provoc atâta invidie, dar trebuie să vedeți partea a doua a cadoului, care este și mai și, deci nu știu care e mai tare. Ăștia, renicioții, că știți că așa se numesc, renicioci, nu reni, renicioci, sunt the best sau... Da, deci nu, n-ajungea că e plover de Crăciun, mai trebuia să scrie și pe el. Deci plover de Crăciun cu scris pe el chiar n-aveam și chiar îmi doream. Nu știu cum să vă zic, dar chiar îmi... Tu ce zici? Îți place și ție, nu? Și vouă vă place, da? Și vouă. Sunt convinsă că și vouă este preferatul vostru dintre ele. Dar măcar este cu pinguin. Că cu reni aveam, cu moș Crăciun aveam, n-aveam cu pinguin. Nu. Am o s-a făcut și cu pinguin și o să-l iau pe mine și să știți că l-am primit de dimineață și l-am dat cu steamerul, ca să nu mai spăl, l-am dat cu steamerul. Asta este o mențiune specială pentru Pebbles care se oripilează că iau pe mine haine nespălate înainte. Da, câteodată nu le spăl, le dau cu steamerul, unele le spăl, unele nu le spăl, unele nu, whatever. Nu mor eu din asta, sunt copil din ăla crescut pe pământ care mânca chestii de jos de pe pământ și n-am să mor, deci... Sunt rezistentă, da? Voi spălați-vă haine. Eu nu. Stați să iau o gură de cafea, că am zis că am nevoie, că moare creierul. Efectiv, simt că moare creierul. Și tocmai am observat că este a doua oară sau a treia oară când folosesc cana asta și a pleznit vopseaua pe el. Nu știu dacă vedeți niște crăpături, ceea ce nu mă încântă foarte tare și pe interior are niște crăpături și mie că o să pognească în curând. Mă așteptam să mă țină mai mult. Da, mă rog, 9 lei a costat, nu, n-am ce să, 10 lei, nu știu cât, ceva de la Pepco.
N-am ce să fac. Bun, amu, că mi-am luat gura de cafea. Hai să mă așez. Nu, de fapt să-mi iau ăsta pe mine, să-mi iau echipamentul pentru că a început sezonul și îmi permit și să povestim. Ha? Ha? Ce ziceți? Ziceți voi că nu sunteți geloși și geloase pe mine. Hai spuneți voi că nu sunteți geloase pe coară. Parcă am 5 ani. Stați că m-am gândit eu mai bine că pun camera aici pe trepied și povestim și mi-am pus și ring light-ul, poate o țărucă mă vedeți mai bine. Cam departe lumina de moaca mea, dar vine așa. Hai să stăm să povestim puțin pentru că înainte de a ne apuca de treburi, chestii și socoteli, avem de povestit. Avem micmas, ceea ce este minunat! Mă bucur, sunt foarte entuziasmată și sunt foarte veselă și foarte fresh. Mai am o gură de cafea ca să am energie. Și să vă spun, pe partea administrativă, să rezolvăm problemele administrative înainte de a o da pe Udi la o parte, pentru că va trebui să o dăm pe Udi la o parte de acolo. Ce facem? Vom avea Nicmas sau Vlogmas, cum vreți voi să-i ziceți, dacă îi ziceți Vlogmas e bine, dacă îi ziceți Nicmas e și mai bine, cum preferați voi, nu mă deranjează. Vom avea Nicmas. Inițial vreau să fac 12 zile, pentru că știți că n-am trecut și nu prea am filmat, Anul ăsta stau lucrurile puțin altfel, însă nu voi putea să fac 24, 25, 23 de zile de daily vloguri. N-am cum, este imposibil, n-am de unde să scot 23 de daily vloguri. Vor fi multe daily vloguri de aici, din casă, ca și ăsta de altfel. Și nu am cum să vă scot 25 de daily vloguri doar din casă, știți? Adică cred că v-ați sătura și voi de moaca mea de aici și cred că m-aș sătura și eu să filmez în același loc și aș lua-o pe câmpii mai rău decât sunt plecată. Prin urmare, nu vor fi toate daily vloguri. Eu mi le-am pus în mintea mea 12 daily vloguri și 12 non-daily vloguri, clipuri statice în care stăm și povestim. Am mai multe subiecte, că trebuie să fac și favoritele lunii noiembrie, că nu le-am făcut și am favorite și aș vrea să vă vorbesc despre ele. Trebuie să fac și clipul cu cărți, trebuie să fac și un ghid de cadouri, că iarăși mi-a spus dacă de ghid de cadouri, trebuie să fac și un clip cu empties, spre exemplu, că am niște empties terminate și da, știu, scârbos, empties în vlogmas, dar da, de ce nu? Adică pentru mine vlogmasul n-a reprezentat niciodată numai vloguri, daily vloguri și de-aia nu mă țin strict doar de daily vloguri, deci vom avea alternate clipurile astea printre daily vloguri. Acum, tehnic vorbind, eu mi le-am propus așa să le intercalez unul cu unul, dar nu garantez că o să iasă, nu garantez că o să fie. Știți că în fiecare an eu plec cu un plan la drum și se întâmplă cu totul altceva, da? Așa că nu dați cu pietre, nu săriți pe mine dacă vin două daily vloguri unul după altul sau vin două clipuri statice prefilmate unul după altul, da? Sunt și niște clipuri foarte drăguțe pe care le am în minte de făcut și cred că dacă aveți un pic de răbdare cu mine, o să vă placă și o să intrați în ritmul ăsta și o să vă placă. Astea zi fise, pe total îmi propun să avem 24 de clipuri până de Crăciun. Acum, câte ori fi daily vloguri, câte ori și clipuri statice până la final, nu știm. Hai să ne surprindem, hai să fim spontani, hai să fim veseli, hai să vedem ce o ieși. Nu știu, vedem ce o ieși. Suntem împreună, mergem împreună aici și vedem ce o ieși, da? Deci nu vă garantez 12 daily vloguri și nu vă garantez că vor veni unul după altul sau unul la două zile daily vloguri și așa mai departe. Vedem, we go with the flow și vedem ce se întâmplă pe parcurs, da? Deci, cam asta e ideea. Așa, bun, ce facem astăzi? Astăzi facem în felul următor. În primul rând, desfacem ghiocelul, era să zic gladiolul, că mă ucide Georgiana dacă zic gladiolul, că gladiolul este al ei. După cum am stabilit în ultimul vlog, în daily vlog, acesta va fi numit, acest specimen va fi numit ghiocelul, pentru că Georgiana este gladiolul și este vorba despre bradul meu. Da, pentru că, așa cum am zis, anul ăsta am decis să-mi iau și un brad artificial. Nu sunt fan deloc brazi artificiali, dar le înțeleg utilitatea. Spre exemplu, în fiecare an aveam frustrarea asta că aș fi vrut să filmez clipuri din astea în avans, cum erau ăla cu favorite și altele, și nu puteam pentru că n-aveam decorul de Crăciun instalat, n-aveam decorul nu știu ce, n-aveam bradul, bradul luam târziu, că brazii naturali abia acum au început să apară, adică acum la început de decembrie și eu vreau să filmez de la jumătatea lunii noiembrie, știți? Și nu se putea, așa că am decis anul ăsta într-un mare final să-mi iau și eu un
de ăsta, de plastic, și când se va termina, Doamne ajută, cu restul renovărilor, în partea cealaltă de casă îmi voi pune unul natural, pentru că nu renunț la ideea de a avea un brad natural. Sub nicio formă îmi plac brazii naturali, pentru mine sunt cea mai bună opțiune și îi prefer pe ăia, dar înțeleg și utilitatea acestor de plastic. Prin urmare, astăzi îl vom... În primul rând că îl vom instala pe ăsta, îl vom asambla. N-am mai asamblat în viața mea unul de ăsta. Habar n-am cum se face, nu știu. Așa că țineți-vă, că s-ar putea să râdeți foarte bine. După care vom încerca să punem măcar luminile pe el. Acum, nu știu, că eu am o problemă. În ce țin eu minte de anul trecut și de acum 2 ani, am o problemă cu luminile și nu mi-am cumpărat ale și trebuie să mă duc să-mi cumpăr. Am vreo 4 seturi de lumini diferite toate, adică de 5 culori fiecare. Așa, și trebuie să mă duc să rezolv problema. Nu terminăm de decorat astăzi. Astăzi doar începem. Este prima fază a decorării de Crăciun, pentru că anul ăsta vreau ca tot ce înseamnă Crăciun să vomite la mine în casă. Deci, pe unde calc eu să fi vomitat Crăciunul, Moș Crăciun, renii lui și elfii și toată lumea să fi vomitat Crăciun. Nu o să terminăm astăzi de decorat, nu mai ne apucăm, doar instalăm bradul. Mai am în minte să văd dacă reușesc să fac niște poze inițiale de Crăciun. Pentru că am nevoie, pentru thumbnail-urile de la clipuri, pentru postat pe Instagram, pentru mai multe lucruri, mai am eu de ceva de făcut. Prin urmare, nu mi-ar strica niște poze de Crăciun, doar că, acum stau și mă gândesc, că este puțin tricky, fiindcă eu, în curând, deci nu o să ne prindă Crăciunul împreună, divorțez de alunița mea. Prin urmare, mă gândeam să fac pozele astea după ce divorțez de aluniță, doar că după ce divorțez de aluniță o să am o mică prană acolo până se vindecă. După ce se vindecă e prea târziu. Prin urmare, le voi face în avans și aia este și vom ține minte că anul ăsta, înainte de Crăciun, am divorțat. Și așa mai departe. Bun. Uni, tu ai ceva de spus? Uniță? Hai, ce-o treabă? E foarte obosită, azi noapte a muncit, deci a fost în schimbul 3, a muncit pentru 3 persoane, nu, e obosită rău, fata mea, nu, n-am cum să stau de vorbă cu ea, cafeaua asta în schimb e bună. Și vom procede la a instala bradul și cam atâta este pe ziua de zi. Deci instalăm bradul, încercăm să punem ceva lumini în ele și ca să vedem, de fapt să scoatem luminile, să vedem ce se întâmplă cu ele, vedem și ce decorațiuni folosesc din cele pe care le am deja, pentru că nu le voi folosi pe toate, pentru că schema cromatică de anul ăsta s-a schimbat, ce credeți, față de anii trecuți când eram obsedată de alb și argintiu. Știți că am avut o fază cu alb și argintiu, s-a încheiat faza, gata, știu. S-a dus, așa, prin urmare vom avea o nevoie de decorațiuni noi, de a spun că nu vom decora în totalitate, astăzi că nu mi-au ajuns o parte din decorațiuni, le-am comandat și trebuie să mă duc să mai cumpăr, așa, și trebuie să ajungem la un Pepco, ceea ce nu o să se întâmple, mai mult ca sigur astăzi nu se întâmplă, așa că astăzi facem și noi ce putem. Și mai trebuie să ajung și la magazin și e urgent. E urât afară și e trist și e jale și nu-mi place, dar trebuie să ajung neapărat la magazin că am nevoie de niște chestii urgent. Niște chestii urgent. Prin urmare, da. Hai să dăm drumul la treabă, zic, să începem cu începutul și anume cu instalatul bradului, să vedem cât este de greu. Probabil cei care instalați brazi de ani de zile râdeți de mine în momentul de față și vă bucur pentru voi că vă amuz, dar eu n-am mai instalat niciunul și am emoții. Na, asta este. Hai să începem să o dăm pe Udi la o parte, că sigur o să o deranjez și vedem. Ok! Mi s-a părut, pentru o secundă, mi s-a părut că am pus cutia pe tine. Mă ies, mă scuz, draga mea scumpă. Princesa mea, uitați prințesa, uitați prințesa, uitați! Uitați-vă voi aici, moagă somnoloasă! Ce faci cel mai somnoros copil din lumea asta? Ce faci? Cel mai somnoros copil din lumea asta? Singurul care te întrece este fratitul ăla negru. O să nu vrei tu să te duci în pat să dormi? Uite aici, pe păturică! Să luăm și cuterul. Aoleu, dar la... Ăsta l-am luat de la Dedeman, by the way, că v-am zis în... Stai să mă pun așa. L-am luat de la Dedeman, acest mic monstruleț, acest ghiocel. Și
Cam așa ar trebui să arate ghiocelul nostru. Amu, să vedem cum arăta în realitate, să vedem dacă seamănă sau nu. Hai să îl desfacem. Cred că pe aici ar trebui să intrăm în problemă. Nu știu dacă vreodată în viața asta am avut bradul făcut pentru 1 decembrie. Nu cred. În urmare... Este o premieră și pentru mine. Okidoki, smoky. Hai să vedem ce avem aici. Avem aici, în primul rând, instrucțiuni. Puneți instrucțiuni. Natalie. Certificat de garanție. Bine. O parte din bază, care și suport, din fericire, și mai trebuie să fac griji. Eu. Ok. Am înțeles. M-am prins. Mă uitam că mi se părea, zic, cum stă ăsta în două picioare, da? Acum are sens cum stă în două picioare. Și cred că, dacă nu mă înșel, acest ceva se introduce aici. V-am zis, n-am nevoie de instrucțiuni. Mă pricep. Montez mobilă de la Ikea fără instrucțiuni. Asta nu înseamnă că și ies. Dă-mi prim. Acest ceva... Vine aici. Nu? Nu vine acolo. Aha. I knew it! Așa. Da, bun. Așa, mi s-a închis camera în timp ce scoteam asta din cutie și eu observ că aceste ceva vin cu astea colorate. Bănuiesc că fiecare înseamnă ceva. A, mai avem aici încă o parte de brad. Hă? Atâta? Asta e tot? Hai? Let's see. Bun, până aici am înțeles. De aici încolo ce facem? Instrucțiunile! Unde sunt instrucțiunile? Că le-am aruncat! Avem aici, în primul rând, instrucțiuni. Puneți instrucțiuni. Așa, bun. Așează suportul, l-am așezat, așa. Introdu... Da, cred că n-am făcut bine. Aha. Lock it up. Bun, și acum ar trebui să mă prind eu care sunt alea mai mari, nu? Că nu îmi spune. De ce? Efectiv, nu spune nimeni nimic. Nu-mi dă nimeni niciun indiciu. Ha? Cred că așa. Let's see. Astea-s mai lungi? Care-s mai lungi? Astea-s mai micuțe. Astea-s și mai micuțe. Și cred că astea negre sunt cele mai lungi. Cred, nu știu. Zâșu, apar. Asta e din altă categorie. Cred că asta e de la Goșu. Da. Hai să începem cu asta. Că bănuiesc că un brad normal are partea de jos, din ce știu eu, din ce am văzut eu, brad normal, e parcă au... Ce? Ce chestie? Ce tare? Brazii normali. Termen științific, flocăit. În caz că nu știați. Este un termen foarte, foarte important.
faceți o vagă idee. Ea teoretic și are 1,50, dar e aproape cât mine, deci nu cred că sunt chiar atât de mică, totuși. Așa, nu-l vedeți prea bine lumina asta odioasă, dar vedeți că are conuri și, cum vă ziceam, uite, nu știu cât de bine vă dați voi seama, stați așa să mai cresc un pic luminozitatea. Astea, vedeți, sunt diferite. Crenguțele astea au... Udi, te rog eu frumos, nu-ți ascund. Ce ases? Ce se întâmplă? Ți-ai și găsit loc. Inițial credeam că și-a ascute ghearele aici. Na. Se poate să existe o cutie fără ca Udi să o marcheze ca teritoriul ei. Udiță! Udi! De ce ești frumoasă? Uite ce ochi frumoși ești! Uite ce ochi frumoși ai! Udiță! Ce faci tu? Ce faci tu acolo? Ce-ai găsit tu acolo, mami? Udi! Băi, măță, ce-ai găsit tu acolo? Ce-ai găsit cutie? Ce-ai găsit cutie? O, Doamne, ce-ai găsit cutie? Doamne, Doamne, ce-ai găsit cutie? Ce fericită ești tu de descoperirea ta. O, aleu, 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 ți-am găsit eu aici și pe ce-am adjudecat-o eu înaintea lui Jimmy. Da, e concurență tot timpul între ei, pe toate prostiile. Concurență tot timpul între ei, pe toate prostiile posibile. Chiar unde o fi nebunul ăla? Ah, ce bine! Ce bine mă simt eu aici, bine. Te rog frumos, nu-ți ascuți ghearele în ea. Ai voie să te joci în ea, dar n-ai voie să-ți ascuți ghearele. Revenind la ce spuneam mai devreme, și anume că are crenguțele de texturi diferite și de culori diferite și asta îi dă așa cum o alură naturală și pe lângă asta îi dă și profunzime, adică nu pare foarte fake, așa, și nici verdele nu este cel mai fake dintre toate, pentru că de asta mi-era frică, arată destul de ok, zic eu, cred că trebuia să o gândesc puțin pe asta cu conurile de brad, să le așez în locuri diferite, că am senzația că le-am adunat pe toate aici, dar nu-i problemă, le mai rotesc eu. Acum, următorul pas este să aspirăm, pentru că jumătate din acele lui sunt în acest covor, și să mutăm acele cărți, pentru că evident acolo va veni ca întotdeauna bradul meu, în fiecare an, în acel colț, și să mut alea, să le dăm, să facem ceva cu el și vedem. Scopul meu, acum, în momentul de față, este să văd dacă reușesc să mut toată povestea asta încoace, adică fără să distrug turnul. Turnul ăsta este foarte important. Bun, hai să vedem. Parcă merge. Gata? Turnul cu cărți este foarte important. Și cred că îl voi muta chiar în altă parte. Nu-mi place acolo. Cred că trebuie să se mute cu tot, de tot. Acest montat de brad. Nu mă așteptam să... Nu, adică nu e complicat, dar parcă am transpirat puțin. Sau fi de la asta. Dar nu mă așteptam să... Mă pune la treaba așa de tare. Adică cu ăla natural e un pic mai simplu, că el înfigi acolo în problemă și s-a terminat. Eventual mai tai câteva crengi din el și te bați pe sub el, cum am făcut eu în anii trecuți. Dar în rest, da. Cred că stă bine. Cred că este bine până în punctul de față. Acum urmează să căutăm luminițile. Hai să vedem unde sunt luminițile și beculețile mele, că nu știu. Efectiv, habar n-am în care din cutiile mele cu decorațiuni
sunt luminițile. Parcă l-aș ridica puțin, parcă l-aș pune pe ceva, să fie un pic mai sus. Aha. Trebuie să-i găsim o cutie și să-i găsim un triscărt din ăla, o fustiță din aia drăguță. Și în rest, suntem bine, zic eu că suntem bine. Am dibuit! Asta și cineva a avut superba inspirație de a aranja frumos. Anul trecut când le-a adunat instalația, deci foarte bine, felicitări Nicoletei din trecut, care a reușit să le adune cum trebuie. Acum le-am îmbrucat, exact acum, acum s-au îmbrucat înainte să le... Și trebuie să vedem, asta e rece, știam, nu mai licărite, rog frumos. Știți că mi-e nu-mi plac beculețele care le licăre? Mi-a plăcut să stai așa. Aprinse. Astea tot decis, au decis ele să licăre. Știu că am unele albastre. Și cred... Astea sunt cu lumină rece. Și astea sunt ale albastre. Okidoki, Smokey. Să-i punem un tag aici. Pentru că nu vreau albastru, deci voi veți ieși din start, din discuție, taci și nu mai nicări. Și am și un gem, un sul, un de-astea de dalea aia cu lumină caldă și va trebuie să scot la înainte și cu asta cu lumină caldă. Iar sulul cu lumină caldă se prezintă în această situațiune. Ups, da, am mai găsit curat. Nu vă speriați, am mai găsit umbrat. I-ați mai merg bateriile? Nu, deci ți-ar mai merge bateriile. Na bine, să schimbăm și ție bateriile. Ăsta-i de ala de vomită schimici. Așa. Să vedem unde este. Unde este? Unde umblă? Unde este? Aha! Uite-l, mă! Că astea au o problemă. Iar problema se numește că nu mai merg. Ah, ok. Deci este o problemă de conexiune undeva pe... Așa mai! Este o problemă de conexiune undeva pe cablu, pe firul de la beculețe și vom identifica problema de conexiune imediat. Desfac beteala de pe instalație, de pe ghirlanda asta pe care am făcut-o, că practic era o ghirlandă, pentru că nu mai vreau, v-am zis, schema cromatică nu se mai pupă cu ce vreau anul ăsta și oricum ar fi trebuit să o desfac. So. Deci, avem o problemă pe rețea. Ok, asta nu e ceva grav, se poate rezolva dacă identificăm unde e buba, o rezolvăm imediat, minte naș o rezolvăm. Minte naș. Parcă am aspirat mai devreme, nu? Ok. Dar ce, nu știți că sunt și electrician? Am fost și electrician, mă fac și... Ce ne vreți voi, mă? Poate mă încurentez mai frumos. Free.
trece pe cameră să văd că licăre luminițele, că ele de fapt nu licăre. Am găsit și becul cu problemă, este cum știam, cum intuiam eu în, printre primele beculețe de la capăt. Trebuie să rezolv acolo problema, că văd că se vede puțin aiurea și aici, în partea asta, aici, în zona aia. Dar da, îmi place cum se vede cu luminițe calde, prin urmare va trebui să mai merg să iau un set, pentru că da, sau chiar două, de ce nu? Așa, că dacă ar fi după mine, l-aș pune numai în luminițe. Da. Asta înseamnă că nu se vor întâmpla acele poze astăzi. Bine, nu că aș avea lumină, după cum vedeți, e beznă. Și nu că aș avea prea multă lumină, dar nu prea se întâmplă mare lucru fără brad. Adică eu aveam de gând să fac pozele alea și cu bradul, să includ și bradul în cadru. Dar, da, nu că apuc să le iau astăzi, că n-am când azi. Așa că ne vom ocupa de adunat haosul general pe care l-am creat pe aici. Și vedem după aceea ce mai facem, cum mai rezolvăm problema cu partea de sus. Ce faci, bubule, acolo? Ce faci acolo? Te-ai instalat? Stai bine? Ce faci acolo, maimuțoi? Stai bine? Uitați-l cum se uită. Uitați-l ce față are. Cum stă el acolo ca un pașă. Între... Da, unde a intrat musca? Oh, abia o evacuase în pailaltă. Ce față are! Îmi stă el acolo între perne ca un pașă. Da, și-și face toaleta. L-am șters pe lăbuțe, bineînțeles. Că nu putea să se urce așa în pat. Dar uitați-l cum stă el acolo. Ăla e locul lui preferat. Hai că ți-aduce mami și păturica ta. Trebuie ție păturica, ia. Hai să vadă toată lumea de ce trebuie ție păturica. Și de ce păturica asta este tot timpul pe pat, tot timpul peste tot. Ești depușă păturica. Deci, ca să găsească puiul păturică, că asta e păturica lui, ăta este, aolo, este tare nebunit. Băi, uitați-vă la el. Uitați-vă. Nu l-au zis, dar toarce, că nu mai toarce așa tare cum torcea când era mic, dar toarce. Și este tare încântat, tare fericit când își găsește păturică. Ți-ai tu la ochișor, hai să-ți dorgă, mami, ochișor. O, să-să. Însă, ți-ai găsit păturică? Și aduci, mami, păturică, aolo, 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 ia uitați, ce dragoste e aici, asta da dragoste adevărat, aolo, doamne, 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 aolo, bineînțeles, obligatoriu trebuie mângâiat, așa, obligatoriu trebuie mângâiat când se întâmplă acest procedeu, când se întâmplă atâta tandrețe aici, așa. Numai pe tasul iubește la fel de mult ca pe păturica asta. Pe mine nu, bineînțeles. Eu sunt extra, eu nu contez, eu sunt, fac parte din alt peisaj. Da. Este atât de negru că nici nu ți se vede mutra. Ia uitați, tandărețe aici. Dragoste. Și îl și învelesc în păturică și place să doarmă învelit în păturică. Evident. Da, mami. Da, iubire. Acolo s-a umezit, gata, nu mai e una. Unde e umedă, păturica nu mai e. Ne mai place. Trebuie tot timpul întoars. Da. Aoleu, aoleu. A, ți-a fost doar de ea, nu? Ți-a fost doar de ea dacă ți-ai întrerupt spălatul ca să vii să molfui la ea. Oh. Ce sunt eu, mama? Ce se întâmplă acolo? Ce se întâmplă acolo, iubita mea? Ce s-a întâmplat acolo? Ia, hai să vedem ce e nou sub soare pe aici. Stați că miroase. Se întâmplă ceva. Stați că... Se întâmplă ceva fără știrea ei. Ia, ție acolo, mami. Stai că frate, tot nici n-a observat. Ăla e aspiratorul. Așa, treci peste. Așa, vezi. Ia, ia, ia. Stați așa că avem probleme. Să vedem dacă ne cățărăm un brad. Ce s-a întâmplat? Ba, e interesant, nu? Sunt semne bune. Deci este posibil să supraviețuiască. Să vedem. Uitați-mă cum dorm ei aici. Jimmy a rămas învelit și ea s-a băgat acolo lângă. În mod normal, ea ar vrea să stea lângă Jimmy, lipită de Jimmy, că îi place foarte tare să stea lipită de o pisică, dar
Uriciosul ăla nu o suportă și atunci s-a pășit mai așa, mai lângă, în apropierea lui, dar nu lipită de el. Și tăți când dorm, ca doi prințisori, ca doi puiuți scumpi. A, Doamne, of, ce ghea e viața noastră. Și uite așa, am terminat de adunat pe aici, am adunat tot, am aerisit, am băgat și o muscă înapoi în casă, de-abia o evacuasem pe altă, mă rog. Am ucis-o, nu am evacuat-o, dar o să uci și pe asta, nu-i problemă. Așa și tocmai ce terminase, ce ciudat arată bradul acolo așa. Da, și acum trebuie neapărat să mă duc la magazin, dar am eu o silă. Am o silă să mă duc, pot să mă duc pe bicicletă, am opțiunea de mă duce pe jos sau pe bicicletă. Niciuna nu-mi convine, pentru că presupune ieșit afară în frig. Nu e super frig, dar nu am chef. Și găsesc orice scuză posibilă, dar trebuie să mă duc. Am nevoie de tăieței pentru supă. Am supă de pui, n-am tăieței pentru ea. Și atunci am nevoie de tăieței pentru supă ca să fie și supa aia, să aibă prestanță, să aibă ceva, să nu fie doar apă chioară. Și mai trebuie niște chestii și prin urmare trebuie să mă deplasez neapărat. Of, viață grea și amărâtă. Da, știu, glumesc. Așa, nu mai facem poze, dar e bine. O să mă duc până la urmă, că trebuie să mă duc acum, cât mai e lumină, că mai e foarte puțină lumină. S-au dus norii, acum pe seară s-au dus norii, ceea ce înseamnă că la noapte va fi foarte frig și mâine, în speță, va fi, mâine dimineață cel puțin, va fi și mai frig. Asta este, se la vii. Și de-aia zic, să merg pe lumină acum, că n-are rost să mă duc pe tuneric la magazin. Da, nu, creierul meu încă nu și-a revenit. Da. sunt tot plecată cu Sorocova, adică fizic sunt prezentă, creierul meu nu știu de e, nu. Astăzi nu s-a prezentat la muncă. Se la vi. Bun, hai să mă duc odată, să mă pornesc, să nu mai inventez scuze și vorbim mai încolo. M-am întors și stadiul mâțelor este acesta. Jimmy a ieșit din păturică, s-a încălzit și maimuța s-a deranjat acum când am intrat eu pe ușă. Ce drăguți sunteți! M-am întors, cum ziceam, am fost pe bicicletă până la urmă și n-am murit, atâta că mi-au înghețat mâinile, că am uitat să-mi iau mânușile. Trebuie să le caut, că am dat zilele trecute de ele și le-am băgat înapoi pe unde am dat de ele, că am zis că las, că nu trebuie acum și uite că-mi trebuie, că e frig deja, cum spuneam. Și am luat și buduză bacțin și mi-a luat niște astea, nu prea am plac mie astea neapărat gata, făcute, dar bune, pentru că la profil la mine nu găsesc niciodată porumb, ca să-mi fac eu asta, să-mi fac eu floricele și am mai luat și din astea. O să regret groaznic de tare mâine, o să regret grav, maxim, pentru că o să mă trezesc chiar cu bila, cu gura amară de la bilă, dar da, asta este. Dacă vă întrebați ce-i cu alea acolo, alea spuse acolo pentru poze. Sunt stativele pe care, de fapt, trepiezi pe care stă stativul de la poze, de la fundalurile pentru poze și le-am lăsat aici pentru că mai am nevoie de ele. Și pentru că în seara asta nu fac poze, o să mă ocup de alte chestii administrative pe care le tot amânam. Mai am o gură de cafea aici, nu mă vine. Să mă duc să pregătesc și supa aia și nu mă bine că m-am dus la magazin, că se întunecă, deja se întunecă, este 4:30. Acum și deja se întunecă, că de-aia am nevoie de lumină. Da, o să arate foarte bine bradul ăla cu lumină galbenă. Chiar o să arate super bine și să vedem. Mâine, cred că ar trebui să mă duc să iau ca să-l completez, să nu stăm așa tot vlogmesul cu... Și poate trecem și pe la un Pepco. Așa, să mai luăm niște decorațiuni, să mai luăm niște chestii de care nu avem neapărat nevoie, dar de ce nu? Așa, v-am arătat cum sunt pisoii mei. Vă previn, de acum vă previn, deci să n-aud discuții, comentarii, că ne arăți prea mult pisicile, că nu știu ce,
Deci o să fiți inundați cu imagini cu pisicile mele. Dacă vă este greață de imagini cu pisicile, îmi pare rău pentru voi. Sunteți niște triști, da? Sunteți niște grinci, pentru că pisicile sunt foarte drăguțe și în special ale mele. Evident că ale mele sunt cele mai drăguțe. Și îmi pare rău pentru voi, dar nici măsul ăsta veți fi inundați de imagini cu pisicile mele. Și chiar sunt foarte curioasă cum o să se comporte Udi cu acest brad. Că deocamdată prima interacțiune a fost ok, dar nu stau în baza asta. Adică eu nu mă bazez pe asta, pentru că o cunosc pe maimuță și asta n-are toate țiglele pe casă. Adică mă trezesc pe la 12 noaptea că e sus în braț și începe și le dezmembrează. Adică încă nu stau liniștită, da? Deci mai stăm o săptămână, două cu el așa și vedem ce se întâmplă. Și mai ales după ce vor începe să apară decorațiunile în el, globulețele și toate cele, când vor să înceapă să apară ale, atunci discutăm, nu acum. Așa că, da, deci v-am prevenit, da? Sunteți anunțați să nu aud comentarii că sunt prea multe imagini cu pisicile, pentru că sunt prea dulci, prea de găiolașe. Bun, hai să mă apuc de chestiile mele administrative până una alta și vorbim mai încolo, să vedem ce mai facem. Poate îmi pun o mască în seara asta, să fac o baie, sau vedem. Vedem. Haideți că am reușit fabuloasă performanță de a intra cu capul în laptop și de la mai ieși de acolo. Și am venit să mă demachez, îmi pare rău de eco, dar eu sunt în baie și e normal să fie eco. M-am demachiat și îmi dau seama că am un mascara absolut îngrozitoare, e de la Douglas, abia se dă jos, deci am dat-o cu apă micelară, cred că trebuia să dau un pic de ulei jos, că abia s-a dat jos, cred că a plecat și cu câteva gene, mai un pic și nu mai am gene din cauza ei. Și acum, pentru că am câțiva monștri, de unul chiar m-am legat mai devreme, am câțiva monștri aici, o să folosesc aparatul ăsta cu freon și preventiv folosesc ăsta, aparatul ăsta cu freon, care băze, e o sucă, adică este foarte, foarte bun pentru coșuri și mai ales pentru coșuri, dar și pentru circulație și simt că mă ajută. Și m-ați mai întrebat de el, de cum îl folosesc, de ce fac cu el și o să vă arăt acum. Nu e mare lucru, dar o să pun muzică pe fundal pentru că bâzâie și cred că e deranjat. Adică, cam așa. De principiu trebuie doar să-l plimbi pe față și își face singur treaba. Când simt că sunt mai umflat așa la față, ajută să dreneze fața și asta e bine. Și acum vom încerca cu niște seruri. Să băgăm în seamă niște seruri și o să băgăm prima dată în seamă niște vitamina C de la Revox. Clasica, vitamina C. Nu mai pot fără ea, efectiv. Am ajuns în punctul în care nu mai pot fără ea și dacă auziți ceva pe acolo, este zdreapță care
s-a trezit și el și a dat seama că e tot întuneric pentru că el oricum nu mai vede bine și că trebuie să facă și el ceva treabă. Bun. Așa. Are și el un excel de zel. Așa. Și acum de câteva serii am introdus și serul ăsta de la Mara Blue cu caviar, acid hialuronic și peptide. Pune și pe el. Punem câteva picăturele. Dar chiar acum l-a apucat cheful de pezranță de lăcăt. Este bine. Chiar acum, când... Cred că mă aude pe mine, s-ar putea să mă audă. Deși de obicei nu mă aude, că mai nu asta e tactica lui când îl strici sau când îl cerți, nu mai aude. Da. Așa că o primă impresie legat de serul ăsta de la Mara Blue cu acid hialuronic și peptide și caviar. Se absorbe repede în piele, dar este cam parfumat. Este mai parfumat decât mi-ar plăcea mie. Adică cred că s-ar putea să nu fie atât de parfumat. Și pentru că ziceam că am acei monștri aici, de pe care am și agresat puțin, o să folosesc pe post de cremă în seara asta, asta de la CeraVe, care mie personal mi-a salvat viața în ultimele luni, în ceea ce privește coșurile, deci este fabuloasă. Este cu uree și are și puțin, da, puțin acid salicilic. Eu sunt puțin sensibilă la acidul salicilic în sensul, pardon, în sensul că mi-e usucă destul de tare tenul și avându-l deja uscat, nu mai vreau, știți, să-l provoc cu ceva și mai tare. Și atunci folosesc crema asta care are o concentrație mică de acid salicilic, dar suficient încât să-mi usuce coșurile și, mă rog, cu aparatul pe care îl folosesc și cu alte produse, reușesc să le țin sub control, dar în același timp are și 10% uree, care înseamnă că este super hidratantă. Este grasă, într-adevăr, crema asta, dar eu, având tenul uscat, pentru mine este numai bună. Adică eu, având un ten uscat și cam dificil, pentru mine seara este numai bună, este perfectă și v-am zis, efectiv, mi-a salvat viața. Aș putea să zic că mi-a salvat viața crema asta, fiindcă îmi usucă coșurile, dar nu mi se usucă fața de la ea, pentru că dacă folosesc ceva împotriva coșurilor mai intens, îmi usucă fața rău. Și nu vrem asta, că, Doamne Sfinte. Așa. Și, da, e o senzație destul de neplăcută la început, când o aplic. Sunt senzația așa văscoasă, de, nu știu, ceva super văscos pe față, dar se duce destul de repede, repet. E o vântă muscă. Dacă aveți tenul gras sau mix, nu e pentru ten. Adică puteți să o folosiți pe corp. Iarăși, m-a ajutat mult cu coșurile de pe piept, de pe brațe, de pe antebrațe. M-a ajutat mult, dar pe față s-ar putea să fie prea mult pentru voi. Dacă aveți tenul uscat, în schimb, și tot așa, predispoziție la a face coșuri sau la acne, s-ar putea să vă ajute. Deci asta este așa de ținut minte numai în caz de urgențe sau în caz de aveți probleme grave. Și cam asta este pentru seară. Eventual să mai luăm pentru ochi. Stați așa, stați așa. Vă mai iau pentru ochi unde ești niște filerina. Că pentru ochi folosim fileria. Am nevoie de hidratare. M-am zis. Asta este filerina gradul 3 pentru ochi. Și aplic un sfat destul de generos că se absorbe destul de repede. Este light. Crema asta nu este chiar așa intensă, cum pare. Și aplic un sfat mai generos. Arăt un pic mai ca un zombie. Dar e ok. Mâine dimineața mă trezesc cu zona asta de sub ochi. Deci o las așa. Mâine dimineață mă trezesc cu zona asta de sub ochi mai fresh. Și cam asta e tot ce fac eu cu materie de skincare. Asta e puțin iritat pentru că l-am răcăit și cam atât. Cum ziceam, pentru seara asta și pentru astăzi, pentru prima zi de vlogmas, asta a fost
N-am reușit să termin umbralul, n-am făcut poze, a fost o zi totuși destul de productivă. Ne vedem mâine cu un clip nou. Vă pup, vă mulțumesc că v-ați uitat și nu uitați să vă activați notificările ca să știți când apare clip nou și când ce apare și așa mai departe. Vă aștept în comentarii. Vă pup!